Vasile Gheorghe. Recuperează rapidul Herrera. O minge lungă pentru Herrera. Nu știu dacă îi convin foarte mult lui Ovidiu Herrera acest gen de lansări la care trebuie să sprinteze cu un fundaș adversă în spate. Iată-l însă rămânând în continuare la minge, scoate în centrul care... Extrem de interesant, câștigă Duarte, pasă cu călcâiul pentru Herrera. A curs frumos pentru câteva pase, atacul rapidului. Herrera, cum își cheamă colegii la pressing undeva, la colțul terenului, acolo. Lungă această minge la lui Duarte, însă Frăținescu până la urmă a reușit să capete controlul. Nu a reușit să scape de minge și iată rapidiștii interceptează. A ținut Frăținescu, ba chiar l-a lovit pe lui Duarte, îi semnalizează asistentul Miklos Nogi lui Marius Avram, care lasă jocul să continue și iată cum își... Asistentul Miklos Nogi. Poate pe acest plan mai larg, să vedem ce s-a întâmplat, așadar, iată, duelul dintre, l-a tras Frăținescu, nu l-a lovit, l-a tras din spate pe lui Duarte. Miklos Nogi a agitat spaniolul, Marius Avram a lăsat jocul să continue și apoi... Faza nu se încheiase, al pus plecat. Lui Duarte cere mingea în stânga, Bojović este preferat însă în dreapta, Herrera, talonat de Garat, a căzut rapidiscul, tot el se ridică și recuperează dintre doi adversari. Pianu pe Digiscor Plus de la 21-45, un derby din Italia, Lazio contra lui Inter. Recuperarea lui Herrera, parcă mai activ și mai eficient decât omul pe care l-a înlocuit, decât soluția potrivită când s-a hotărât să centreze, a fost blocat de Bojović. La întrebarea care se pune, cine a găsit soluția? Dar când s-a de Varga... Da, a fost rașchetat cu crampoanele de Cosmin Contra. De nefolosit, Romana îl pune pe fugă pe Duarte, închide foarte bine. Colorul Duarte, care a anticipat foarte bine. Recuperează Ovidiu Herrera. Iată o minge pierdută cu ușurință de Bojović. Intervine Herrera foarte bine. Herrera se descurcă foarte bine, Herrera în fața lui Dan Matei, pasează în stânga pentru Spadasio, Ioniță și Buga sunt în careu. Că peste acel episod, acum Herrera, Herrera excelent, se descurcă în bandă, continuă Herrera, a încercat. Tot ce ți-ai notat pe agenda, între timp rapidiștii au recuperat la mijlocul terenului. Herrera pentru Ienci, iată-l pe Ienci, a ajuns în banda dreaptă. Helder a rămas în spate să acopere plecarea fundașului rapidist. Au pierdut ușor giuleștenii această minge, nu pentru mult timp însă, pentru că iată Herrera luptă în continuare. Recuperează Herrera, se lansează foarte bine Djalovic. Foarte bună. Terenului l-ați văzut pe Jaime Junior controlând bine mingea la mijlocul terenului, trimitându-i printre picioare lui Herrera. Pe de la margine pentru jucătorii echipei gazdă. Nu le-a ieșit Iarovicilor până acum. De cele mai multe ori, în cazul în care, situația în care au avut atâtea faze fixe și centrări din preajma careului, și se spune că sunt mai cele mai periculoase echipe. Herrera trece de trei adversari, reușește să scoată unul la Cupang, când nu l-a văzut, și șansă de contraatac pentru rapidiști. Se opune însă același Herrera. Asalt cu toate liniile al celor de la FC Național și o intrare tare pe care l-a obținut în prima repriză. S-a zvonit că Ovidiu Herrera este dorit de formația greacă AEK Atena. În altură de colț, spre colțul scurt, a respins Herrera. 11 goluri a înscris Sportul în cele 5 etape ale returului disputate până acum. Din nou, densitatea de jucători a lui FC Național la mijlocul terenului dă rezultate. Herrera, cu o pasă pentru Bundea. Vinu Todoran. Greu, până la urmă reușesc bancarii să câștige posesia. Intervenție perfect regulamentară a lui Șchiop. Mircea Oprea. Dedicat acolo în minge și nu a reușit să preia, câștigă totuși bancarii posesia și obțin
lovitură liberă. A fost un faul. Peste Drăgan. Foarte frumos. Da, s-a complicat, a riscat. Bâlbă și Cerno chinuind apărarea bancară, s-au mișcat foarte mult. Și ea și-o atacă. Dribbling. Costincu. A fost blocat. Herea, minutul 18, a marcat. A deschis scorul. 1-1 la Timișoara. Deci tot aici, în vestul serii, cu Poli. Herea a deschis scorul în minutul 76, dar FC Național a fost egalată pe final. Locul nostru e în primele 6 echipe din campionat, spune constructorul rusu de la UTA. Amara, ce preluare! La mijlocul terenului am văzut câteva preluări, câteva faze deosebit de spectaculoase. Mihuț, a revenit în mașul lui Dinamo. Greșește Crista și acum recuperează Herea. În dreapta așteaptă Savu. A doar 6 goluri marcate de FC Național. E adevărat că și Universitatea Creva n-a marcat decât 5 goluri în acest an 2007. Para avea Olteni o sarcină destul de ușoară.